să paseze. Un doiul, Paraschiv șutează foarte bine de regulă, Paraschiv respinge și gol! Vilianti semnează dubla și este primul golgeter al Oțelului Galați în această ediție de campionat. Bălgrădean n-a putut respinge convingător mingea și... Da, este o imagine superbă, surprinsă de colegii din car. 3-1, Vilianti, de multe ori îți dă impresia că mai mult plândește pe teren, aleargă destul de puțin, dar are o precizie de chirurg. 3-1, Oțelul Galați a zburdat efectiv în repriza secundă, deși a avut un om mai puțin, dar să nu uităm Unirea Urzicenii, în momentul în care s-a desfăcut, a fost surprinsă. Șutul în forța lui Paraschiv, toată construcția atacului a fost una deosebită, iar Vinianti simplu cu capul a trimis spre colțul scurt. Da, excelentă lovitura în forță, cu șansă poate Bălgrădean ar fi putut trimite balonul peste transversală. Epaminonda a venit târziu și Unirea Urziceni are de refăcut un handicap de 2 goluri.